Bună dimineața și bine v-am regăsit în cea de-a doua oră. Uite, avem astăzi o emisiune plină de evenimente și din cinematografie, dar și din teatru. Teatru, așa este. Că astăzi se dă start cel mai așteptat eveniment teatral din Chișinău, Reuniunea Teatrelor Naționale, și deschide acest eveniment Teatrul de Stat din Constanța. Așa. Până atunci spun să vedem ce prezic astrele pentru celelalte zodii, da. Și apoi trecem să vorbim despre teatru. Spectacolul, da, care va deschide, da, marele eveniment teatral. Așa că am rămas la Raci, da? Am rămas, sau la Gemeni. Vrei să mai aduci aminte ce s-a spus pentru Raci? Ce? Ce anume? Da. Să nu fim agitați, să nu, nu știu, să nu spunem cuvinte care pot răni pe cei din jur. Bine, mă abțin atunci. Da, o să încerc să fiu mai calm și așa, cu această atitudine, vorbim despre lei. Așa, nativilor leu le plac mult provocările. Aveți curaj, însă ar fi bine să nu vă luați responsabilități pe care nu sunteți siguri că le puteți onora. Da, bună sugestie. Fecioarele primesc o ofertă de care trebuie să țină cont. Poate fi vorba despre un proiect nou sau chiar o poveste de iubire. Ce extreme, și proiect nou și interesant iubire. Ce o să aleagă, povestea de iubire sau proiectul nou din carieră. Poate pe ambele? Poate pe ambele o să le aleagă. Se spune că nu trebuie să te apuci de mai multe lucruri importante în același timp, s-ar putea să le ratezi pe ambele. Nu știu, o să ne povestească cineva din fecioare care a trecut prin așa ceva. E bine, iată că balanțele simt nevoia unor schimbări radicale, e important să faceți alegeri corecte, lăsați rutina la o parte și încercați ceva nou. Da, indiferent dacă sunt într-o relație sau nu, scorpionii sunt foarte susținuți pe plan amoros, însă ar fi bine să învățați cum să vă exprimați sentimentele față de persoana iubită, așa că persoana iubită a scorpionului să dea dovadă de înțelegere, pentru că scorpionul o iubește foarte mult, dar nu știe cum să-și exprime sentimentele, lucru care se întâmplă deseori în viața oamenilor. Și nu doar scorpionilor, de fapt. Și racilor, vrei să spui că se întâmplă, nu? Tu cum îți exprimi sentimentul de dragoste, de iubire, de afecțiune față de aproapele tău? Așa, prin, nu știu, fapte de astea mici și drăguțe, dar sunt și agresivă atunci când vine vorba de afecțiune. Știi că sunt mai multe limbaje ale iubirii. Da, mama, eu pot să-i sugerez ceva soțului tău, să-ți fac o invitație la teatru, că cred că cu asta se calmează totul, nu? Agresivitatea pleacă. Eu am fost sincer, am spus. Păi uite, sincer, poate într-adevăr să-ți fac o invitație la teatru astăzi chiar, pentru că la Chișinău începe Reuniunea Teatrelor Naționale, ediția a 8-a. Vor deschide evenimentul actorii Teatrului de Stat din Constanța cu spectacolul Seaside Stories, în regia lui Radu Afrim. Mai multe detalii discutăm cu domnul Iulian Enache, actor și regizor la Teatrul de Stat din Constanța. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Cum ați ajuns la Chișinău și care este emoția pe care o trăiți? Am ajuns cu mijlocul de transport la Chișinău, dar am ajuns în urma unei invitații teatrului de aici, la Teatrul Național, și am venit cu tot dragul să vă arătăm ce știm noi să facem. Este pentru prima dată când Teatrul de Stat din Constanța vine, da, în cadrul acestui eveniment. Dumneavoastră veniți și cu alte ocazii sau doar atunci când vine vorba de teatru? Mai vin și cu alte ocazii. Am venit de câteva ori chiar la Chișinău și în special la Călăraș, pentru că întâmplarea face ca să am câteva cunoștințe, câteva rude. Așa. Sunteți cumva actorul care face parte din spectacol? Fac și parte din spectacol, da. Da. E spectacolul care o să dea start acest eveniment și un spectacol de Radu Afrim. Când vorbim de Radu Afrim în România și în Republica Moldova, e vorba de calitate, e vorba de un act artistic desăvârșit. Cum a fost munca cu acest mare regizor? Foarte frumoasă și foarte plăcută. Contrar a ceea ce am aflat că se mai aude pe aici pe acolo, munca a fost deosebit de plăcută. Pentru că acolo la Constanța avem un mediu deosebit de a repeta, în sensul că avem mare aproape. Iar spectacolul acesta este despre mare. Așa. Și atunci cu toții ne-am reunit, ne-am gândit la mare și ce știam noi mai bine, mai frumos, mai plăcut despre mare. Radu a știut să ne tragă, să povestim, să ne deschidă ca să putem să povestim, să mergem și să cunoaștem chiar noi, sunt la mare, să mergem să cunoaștem marea puțin altfel. Și atunci el s-a simțit foarte bine. Am repetat chiar pe plajă. Asta voiam să întreb dacă ați făcut repetiții. Da. Am repetat pe plajă, ne-am găsit un loc cu câțiva copăcei ca să nu stăm chiar toată ziua la soare și am repetat cum
se întâmplă în teatru chiar în doi timpi. Așa. Deci repetițiile au fost dimineața și seara, pentru că da. Influențat asta era... cumva... să nu fie chiar foarte da. Cald. A influențat asta cumva procesul artistic? Nu știu, s-au transpus actorii mai bine atunci când au repetat? Cred pe că plaj. Da, adică eram acolo unde se întâmplau lucrurile. Și atunci decorul era garantat, era cel mai așa. Adevărat decor posibil și lucrurile au decurs foarte lejer, premiera mult mai lejer. Premiera a avut loc într-o sală de teatru sau totuși pe plajă? Premiera a avut loc în 26 octombrie 2022. Într-o sală de teatru. Vedem câteva secvențe la ecran, am văzut acum mai recent, că ați adus plaja în sala de teatru. Da. Noi suntem cu plaja după noi. Așa, să ne spuneți ce teme mai abordează acest spectacol și cărui spectator este destinat, de fapt. Aș prefera să fie o surpriză. Mm-hmm. Temele abordate sunt diverse. Este un colaj de scenarii, tot textul piesei, făcut de Radu Afrim, acest colaj. Bănuiesc că aveți autorii, dacă nu vi pot spune eu. Deci este un colaj din mai mulți autori care au fost adunate întâmplări, povești, povestiri de la mare. Deci din acest motiv fiecare spectator, că m-ați întrebat de vârstă, exceptând pe cei foarte tineri, pentru că limbajul câteodată depășește anumite norme, fiecare se regăsește în acest spectacol. Spectacolul, cel puțin în România, unde a luat premiul Uniter pentru cel mai bun spectacol și premiul pentru scenografie și de asemenea încă două nominalizări pentru rol secundare, Nina Odrescu și Teodor Șoptelea, a umblat prin mai multe teatre, ca să spun așa, Oradea, Timișoara, Sibiu, Piatra Neamț, la Iași mergem, viitor București, la festivalul de teatru. Oriunde am fost, lumea se simte ca la mare. Și ați ajuns la Chișinău, marea a ajuns la Chișinău. Da, marea și plaja. Plaja, da. O să vedeți. Cine cunoaște creația lui Radu Afrim, personal am văzut câteva spectacole și îmi place contrastul ăsta, că în scenă e frumos, luminile sunt puternice, actorii vin cu zâmbete pe buze, da. Ori în spate stă o dramă, stă o tragedie a personajului. Da, categoric. Veți vedea și lucruri frumoase și bucurii și întâmplări și haz și dramă și tot ce s-ar putea întâmpla acolo în preajma mării. Dar spectacolul este superb. Chiar unele guri rele spun că ar fi cel mai bun spectacol al lui Afrim. Gurele. Da. Deja e bine. Așa, ce provocare ați întâmpinat în timpul procesului de montare a acestui spectacol și cum le-ați depășit? Provocări au fost diverse, începând de la text, la lucru, modul de a lucra al lui Afrim, de a avea o partitură mai mare sau mai mică în spectacol, pe care evident că le-am depășit cu toții, pentru că, v-am spus, textul te îmbie, Afrim te obligă și cu lucru ele au fost depășite. Provocările au fost legate de natura întâmplărilor, pentru că nu ni se întâmplaseră chiar exact ceea ce era acolo, dar cu toții am căutat noi cum ar fi dacă ar fi fost așa. Da. Și am trecut. Reacția publicului timp de un an de zile în urmă, care a fost? Reacția publicului este fascinantă și pe noi ne bucură foarte tare, pentru că reușim să le dăm această bucurie, acest spectacol, care este o plăcere. Dar nu este o problemă lungimea spectacolului, pentru că în această perioadă, în această era vitezei, oamenii care zic că e prea mult 3 ore. Sau... Vă invit să vedeți. Da. Am avut situații în care oamenii au plecat la pauză și au spus, trebuie, îmi iau bilet pentru partea a doua. Trebuie să fie așa, pentru că da, Japonia este așa o tradiție. Sunt bilete pentru câteva părți a spectacolului mai lungi. Da, foarte puține persoane au făcut lucrul ăsta, dar nu, spectatorul rezistă 3 ore și așteaptă să vadă ce se mai întâmplă. Pentru... Se mai poate întâmpla și altceva decât am văzut până acum? În spectacolul Radu Afrim se poate, da. Se poate. Dar vorbim nemijlocit și despre motivul venirii la Chișinău, da, reuniunea Teatrelor Naționale. Ce așteptări aveți de la participare în cadrul acestuia și care este, ce este ca valoare acest eveniment? Să devenim Teatrul Național. Noi nu suntem încă Teatrul Național, dar suntem singura provincie
istorică, care nu are Teatru Național. Și ne dorim foarte tare acest lucru și sper, cred din tot sufletul că se va întâmpla. Și venim la Chișinău ca un reprezentant al unui Teatru Național, al unei regiuni. Da, reuniunea Teatrului Național. Da, colaborarea da. Asta cu Teatrul Național Mihai Eminescu este una fructuoasă, pentru că și trupa Teatrului Național Mihai Eminescu ajunge la Constanța da. Și nu odată. A fost în stagiunea estivală. Da. Da. Și anul acesta și anul trecut. Deci cam fiecare an când avem stagiune estivală, invităm. Cum percepe publicul din Constanța ce aduc în scenă actorii de la Chișinău? Este un alt punct de vedere, este o diversitate de idei și ca forma spectacolului, cum arată spectacolul în sine și ca subiect tratat, deci ne supunem pentru că trebuie să vedem cum gândim fiecare dintre noi, mai ales vorbitori de aceeași limbă. Exact. Și la final vreau să mă întreb care ar fi rolul teatrului în promovarea dialogului între România și Republica Moldova. Pentru că, bine, acest dialog de mult și are chiar de la marele schimbări de la începutul anilor 90. N-aș vrea să spun lucruri mari, dar mie mi se pare că acest dialog este o îmbrățișare. O îmbrățișare reciprocă. Da. Da. Noi ne bucurăm de acest lucru. Cred că teatru are acest privilegiu de a face acest gest. Și atunci când venim și ne arătăm sufletele ca actori, artiști pe scenă, mi le arătăm cu toată dragostea. Așa, cât mai stați la Chișinău? Vă preconizați să faceți și alte lucruri decât spectacole? Sau... Din păcate, de data asta nu, pentru că am niște repetiții la Constanța și trebuie să mă întorc rapid, deci mâine de dimineață voi pleca. Dar noi suntem Constanța. Și pe TVR3, ne urmăresc și oamenii din România da. Și poate dacă aveți, ne vorbiți ceva despre premierele sau despre stagiunea care este pregătită. Nu știu exact ce se va întâmpla. Este o premieră în pregătire la Constanța. Mm-hmm. Este un spectacol muzical legat de vechiul festival de la Mamaia. Probabil că va ieși undeva în jurul datei de 24 pe 24 septembrie sau 25. După aceea vom vedea, avem foarte multe deplasări cu Seaside Story, avem spațiile în renovare și putem să montăm mai puțin până la sfârșitul anului, dar vom vedea. Noi vă mulțumim mult pentru prezență. Să fie sala plină la spectacol. Da. Să fie, să sperăm. Seara, da, va fi cu siguranță da. Sala plină, pentru că mulți așteaptă acest eveniment și mai ales acest eveniment se deschide cu un spectacol de Radofim. Multă baftă. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc. Mulțumim. La revedere. Da, fraților, deja pregătiți-vă agendele, faceți loc spectacolilor din cadrul acestui mare eveniment, pentru că vor fi spectacole și din Republica Moldova și din România, din România, deci așa este. Un adevărat festin teatral. Da, așa, în continuare mergem într-o scurtă călătorie în Hunedoara, la Castelul Corvinilor, care este printre cele mai frumoase construcții medievale din Europa. Da, dar prin ce a devenit celebru chiar și peste hotare, aflăm din următorul material. Castelul Corvinilor, numit și Castelul Hunedoarei, este unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. A fost ridicat în secolul al XV-lea de Iancu de Hunedoara, pe locul unei vechi întărituri pe o stâncă deasupra pârâului Zlaști. Este considerat unul dintre cele mai frumoase castele din lume, fiind situat în top 10 destinații de poveste din Europa. Cu trecerea anilor, i-a fost modificată înfățișarea, fiind completat cu turnuri, săli și camere de onoare. Din 2019, castelul este în restaurare datorită unei finanțări din partea Uniunii Europene, în valoare de aproape 5 milioane de euro. Lucrările vizează majoritatea turnurilor și a sălilor, iar după încheierea lor va urma o nouă etapă de restaurare, care va include locurile ce nu au intrat în primul proiect. Castelul întrunește cele mai dezvoltate elemente de arhitectură civilă. Palatul Mare este o construcție de inspirație franceză, unică în spațiul dominat de regatul maghiar în acea perioadă, ce ilustrează măreția unei mari familii.
Castelul Corvinilor este sursa mai multor legende, cele mai cunoscute fiind legenda Corbului și legenda Fântânii. Aici s-au filmat mai multe producții artistice, documentare, dar și clipuri publicitare au fost ecranizate momente celebre din istoria românilor sau din cea universală. François Villon, Vlad Țepeș, Mihail Viteazu, Alexandru Lăpușneanu, David și regii blestemați. Tot da. Ion ne-a provocat cu vizita acestui loc extraordinar de România. În general, România este un spațiu care poți să-l descoperi și să-l descoperi și nu te saturi. Da, are foarte multe locuri frumoase și nu ne-ar ajunge tot timpul din lume, probabil, să vizităm toate frumusețile de acolo. Dar ne ajunge timpul să vedem ce s-a întâmplat în istorie. Prima parte a calendarului istoric, suntem în data de 13 septembrie și îl începem cu o sărbătoare neoficială, în care ar fi bine să spuneți în fiecare dimineață, astăzi va fi o zi minunată. Iar această afirmație va da un ton pozitiv orelor care urmează. Fă câteva afirmații despre propria persoană care să-ți dea curaj, încredere și stimă de sine. Înconjoară-te de oameni pozitivi, fii recunoscător pentru lucrurile simple ale vieții. Da, citește cărți motivaționale și uită-te la filme cu mesaje pozitive, fă un gest frumos pentru altcineva în fiecare zi, fă ceva ce ți-ai dorit de mult doar pentru tine și nu ai avut niciodată timp pentru asta. Dar zâmbește pur și simplu ori de câte ori ai ocazia. Deci, hai să zâmbim. Da, astăzi zâmbim, așa, v-ați dat seama că este ziua internațională a pozitivismului, cumva, a stării de bine. Și această zi a pornit-o un antreprenor. Așa. Un antreprenor care a văzut că angajații nu prea sunt pozitivi. Pozitiv la locul de muncă, locul da? De muncă, da. A făcut totul strategic. Și a făcut așa o strategie ca să înveselească puțin și astfel randamentul la muncă să crească. Dar și a reușit. Îți spuneam de exercițiul în oglindă, să știi să-l practici în fiecare dimineață. În fiecare dimineață îl practic, să știi. Te uiți în oglindă și spui, eu sunt cea mai frumoasă. Dar nu cu ochii închiși, cu ochii deschiși, da? Da, te uiți, da, te uiți. Deschiși. Eu sunt cea mai frumoasă, sunt cea mai înțeleaptă, sunt cea mai bună. În cazul meu este, eu sunt cel mai înțelept, cel mai frumos, cel mai bun, da, și cel mai curajos. Și apropo, este un exercițiu foarte eficient și pentru a spori încrederea copiilor în propria persoană, dar să știi că și în unele școli din Europa au o ore suplimentare unde ei învață să se accepte, să se iubească și fac tot felul de și experimente. Și la fel se duc în fața oglinzii și copiii. Da, uite, am văzut un experiment că un profesor de clasele primare, da, a pus o oglindă într-o cutie și elevii stăteau așezați cumva în bănci și îi spunea, uite, am pus în această cutie fotografia sau imaginea celui mai iubit copil, super, da, elevului preferat. Și cumva fiecare trecea pe rând și când deschidea cutia, se uita în oglindă, da, și respectiv se regăsea acolo, da. Foarte faină strategie. Nu ar fi rău să fie... Să știi că am încercat și eu cu un grup de copii și a ieșit tare fain, da. În 1971 s-a născut Goran Ivanșević, fost jucător de tenis croat, cunoscut pentru stilul său agresiv de joc și pentru cariera sa remarcabilă. A devenit popular după victoria sa de la Wimbledon în 2001, când a devenit primul jucător și singurul jucător care a câștigat turneul de Grand Slam cu statut de wild card. În timpul carierei a ajuns la numărul 2 mondial în clasamentul ATP în iulie 1994. El a fost unul dintre cei mai puternici și mai temuți jucători de tenis, totuși numeroasele accidentări suferite i-au afectat performanțele. Cu toate astea, a reușit să rămână în topul tenisului mondial și să câștige un turneu de Grand Slam. Ivanșević s-a impus și printr-o carismă aparte, adesea făcea glume în interviurile de după meciuri, lucru pentru care s-a bucurat de atenția multor fani în toată lumea. Așa, să fie sănătos, da, rămâne în atenția, iar țin minte, bine, nu sunt pasionat de tenis, dar faptul că buletinul de știri care se încheia, da, cu, da, sportul, răsuna acest nume în perioada când era el acolo, sus. Acum este antrenor pentru mulți sportivi, da, de performanță, da, în tenis. Și mulți pentru au cei mai populare, foarte, apropo, bune rezultate. Da, da, da. În 1956 s-a născut Ilie Balaci, fotbalist care a jucat pe postul de mijlocaș, coordonator și antrenor, supranumit Minunea Blondă. Balaci a fost unul dintre cei mai mari jucători români. Cariera sa de fotbalist se leagă de marile succese obținute la Universitatea Craiova la începutul anilor 1980. A debutat în echipa națională în 1974, fiind cel mai tânăr debutant la național, avea numai 17 ani și 6 luni. A fost de 3 ori campion național, a câștigat Cupa României de 4 ori și a fost ales de 2 ori fotbalistul numărul 1 în România. A avut un final prematur de carieră din cauza multiplelor accidentări. Ca antrenor a obținut performanțe notabile cu echipă din Africa de Nord și zona țărilor arabe. Da, rămâne în memorie acest mare, mare fotbalist român și, evident, memorie, dar și motivație pentru tineri.
Colegul nostru, Alexandru Leahu, a realizat un interviu în exclusivitate cu instrumentistul, textilierul, compozitorul și producătorul muzical Radu Almășan, fondator al trupei Boschito. Așa este, au vorbit despre copilărie, muzică, despre începuturile trupei Boschito, dar și despre visul american. Cum a fost această perioadă, aflăm în continuare. Oare tu mai știi când eram copii, eram cei mai buni prieteni? Doar doi puștani, fără stres sau bani, eram cei mai buni prieteni. A revenit la Chișinău, practic, după o pauză de 20 de ani pentru a susține un concert live. Avem frumoasa ocazie să discutăm cu producătorul, compozitorul, textilierul, dar și instrumentistul Radu Almășan, fondatorul trupei Boschito. Radu, vă salut și bine ați venit la Chișinău. Vă mulțumim mult că v-ați găsit timp să ne oferiți acest interviu. Cu mare plăcere și bine v-am găsit pe toți și mi-a fost dor de voi, să știți. Despre trupa Boschito. Aoleu! Revenim. În 2000 oficial cumva a fost formată, 14 februarie. E data pe care am adoptat-o de comun acord atunci. Pentru că noi ne-am format în 1999, de exact, fapt. Exact, da. Dar repetam undeva în... Găsisem o sală de repetiții, repetam, făceam piese. Găsise unul dintre noi un posibil finanțator. Că noi nu aveam instrumente sau aveam niște instrumente. Da, le împrumutam de la prieteni și așa. Și acest finanțator s-ar fi oferit să ne cumpere niște instrumente. Oh. Și era un cineva din Germania, nu mai țin minte foarte bine, dar ideea e că în momentul în care a venit să ne vadă, noi ne-am pregătit, ne-am alea, toboșarul n-a venit. Era pe unda lui. Nu, când l-am sunat, era la o nuntă la Sinaia, știi? Și noi nici nu știam că mai cântă la nunți. Da, da. Anii 2000. Da. Cum vă promovați atunci? Nu erau rețele sociale, așa mai departe. Cum? Nu, fără o casă de discuri atunci era imposibil. Practic semnai cu o casă de discuri, iar casa de discuri avea pârghile și relațiile să te împingă pe la câteva emisiuni pe la TV, să-ți dea videoclipul de câteva ori la televizor, pe la radio mai greu, dar dacă ieșea, ieșea. Dar țineți minte aspectul, de câteva ori, adică dacă produsul, cum să spun eu, promovat nu avea succes, atunci și casa de discuri își pierdea interesul. Au fost foarte multe exemple în anii aia de artiști care au... De-aia exista expresia asta în România, că apar ca ciupercile după ploaie, din cauza că erau foarte mulți, apăreau cu temirce melodii și peste câteva luni nu mai auzeai de ei. Și atunci chestia asta s-a înrădăcinat cumva în conștiința publică și au început să trateze artiștii ușor eronat, amuzant, adică să nu ne mai ia în serios, aveam impresia că oricine poate să fie artist. Cam aveau dreptate, din păcate. Dar apropo de... Și, na, existau numai câteva, au existat numai câteva trupe sau artiști din perioada respectivă care, într-adevăr, au confirmat și, din fericire, noi am fost unii dintre ei. Da. Apropo, ce bani se făceau atunci de muzică și pentru ce ți ajungeau? Măi, comparativ cu sumele de acum, se făceau puțin bani. Dar ca să înțeleagă lumea exact care era contextul, prețurile erau de 5.000 de ori mai mici. Adică, țin minte că unii dintre colegii mei stăteau în chirie în București, într-o garsonieră, și plăteau 50 de dolari pe lună. E, acum nu găsești la 50 de dolari, cred că nici prânzul să ți-l iei. Sunt cu totul alte condiții. Și atunci, normal că dacă tu luai, nu știu... 400-500 de dolari la un concert, puteai să-ți plătești din banii aia, adică după ce împărțeai, din ce primeai, puteai să-ți plătești o chirie pe lună, la o garsonieră, în capitala țării unde locuiești. Mi se părea ok. Deci, banii teoretic erau mai puțini, dar practic nu, pentru că era aproape aceeași putere de cumpărare. Erau și investiții în tehnică. Aici era o problemă, într-adevăr, pentru că dacă te raportai la piața din România ca să mănânci și să trăiești, îți permiteai. Dar în momentul în care voiai să cumperi echipament din afară, la prețurile de afară, acolo era o problemă mare de tot. Și noi am fost toți niște băieți săraci, să nu mă feresc să o spun,
când ne-am format, singurul care avea instrumentul lui propriu și personal era chitaristul, care avea o chitară electrică foarte bună. În rest, nu aveam absolut nimic. Țin minte că am strâns destul de mult, de multe luni, să pot să-mi permit să îmi cumpăr o chitară acustică cât de cât ok. Cât a costat? M-a costat 200 de mărci, dar adică o sumă derizorie și o chitară foarte proastă, nu mi-aș mai cumpăra-o acum. Dar așa proastă cum era ea, cu foarte multă inimă și cu foarte multă dedicație și stând așa, acordându-o în poziție și așa, așa am tras primele albume Boschito cu ea și acum sună foarte bine. Ziua trupei este pe 14 februarie. Da, da. Anul acesta, când a fost, ați susținut un concert. Urmează cumva în fiecare an, aveți o tradiție, nu știu, cu trupa la, în această zi? Nu avem, dar am vrea să avem. Ah. Și ne-am propus să facem lucrul ăsta. A fost atât de frumos și simțământul a fost atât de diferit de ceea ce facem uzual, încât ne-a sedus. Vrem să avem feeling-ul ăsta și satisfacția asta la începutul de an. Parcă îți dă cu bun augur pentru tot... Ca energie cumva pentru, pentru tot restul anului, știi? Adică am început așa de frumos încât tot anul să fie bun. Și într-adevăr așa se, așa se întâmplă acum. Avem un an bun și la anul iar facem pe 14 februarie, dacă cineva dintre domniile voastre se află în București sau vrea să vină să ne vadă, chiar e ceva deosebit acolo. Și de ce nu, dacă tot ai menționat de formula extinsă, nu avem nicio problemă să o aducem aici, dacă vreodată reușim să, nu știu, să... Noi suntem și foarte mult pe drumuri și e greu cu programul nostru, dar uite că din când în când se mai rezolvă și lucruri de genul ăsta și dacă reușim să venim aici la Palatul Culturii sau nu știu unde se fac concerte, poate reușim să venim cu formula respectivă. Să sperăm, să vedem și aici la Chișinău. Da, prietenii noștri din Chișinău, cum sună așa mai amplu. Să vorbim un pic și despre experiența visului american. Ți-ai dorit foarte mult cumva să ajungi. Spuneai într-un interviu, cumva erai între Anglia și Statele Unite ale Americii. Cu ce te-ai ales în urma acestei experiențe, visul american, să-l numim așa? Am ales cu cariera pe care o am acum. Cumva dacă nu plecai acolo... Nu poți. Adică, și nu pentru că românii au vreo problemă, dar nu aveam tradiția asta, nu știam de unde să învățăm. Noi... Am avut foarte mare succes cu Boschito în primii ani și dacă atunci când eram mic toată lumea spunea că n-am voce, după aia când eram la început cu Boschito toată lumea îmi spunea că am. Și am început să mă tem și de asta. Pentru că aveam senzația că ori sunt foarte bun, ce e periculos să-i spui unui tânăr de 20 de ani că este cel mai bun, ori lumea efectiv nu stă foarte bine la capitolul gusturi muzicale. Și atunci mi-am propus să mă testez, adică era momentul în care trebuia să faci un salt. Și era foarte dificil să te menții la tempo-ul ăla și să faci ceva nou în fiecare an. România e o țară mică, cânti în aceleași orașe, cânti în aceleași locuri, lucrezi cu aceiași colaboratori, tragi în același studio, până la urmă, până când? Să faci treaba asta. La început e fantastic, înveți, dar după ce ai parcurs toate lucrurile astea și așa, ajungi la un soi de saturație. Și ca să nu te plafonezi, e necesar să te duci în stânga, în dreapta, să mai încerci. Noi și de când ne-am întors în America, din când în când, când ne apucă nebunia, mai mergem prin altă parte să mai vedem cum se face, ce se face. Anul ăsta am fost în Anglia, acum câțiva ani am fost cu Ionuț, cu managerul, am tras în Islanda. Adică să faceți experiență, să păcați experiență. Pentru că învățăm foarte multe lucruri. Învățăm foarte multe lucruri. Apropo, spuneai într-un interviu cu voi, cumva ați plecat și în Statele Unite ale Americii, ați plecat pregătiți. Voi ați tradus versurile pieselor voastre aici și ați mers cu ele acolo. Vreo trei cântece, restul le-am făcut noi.
dar nu prea a fost bună adaptarea asta și în foarte scurt timp am început să scriem cu totul altceva. Formula noastră, aia inițială, s-a spart acolo. Doi dintre colegii mei s-au reîntors în România, eu și cu toboșarul care este basarabean, Andrei Cebotari, de la Zdub și Zdub, care e acum. Noi am rămas în America și am stat acolo până la final, 7 ani de zile. Apropo, îmi spuneai că cumva când ați ajuns acolo și ați văzut ce este acolo și ce vă spuneau ceilalți, cumva ați spus că voi tot ce ați învățat aici era greșit, chiar atât de grav era? Da, pentru că, cum să spun așa, să fiu înțeles, pentru că e o idee complexă și poate nici eu nu știu să o explic ca lumea, dar o să încerc. Trebuie să înțelegeți că noi, cei care venim din blocul comunist, ne-am confruntat cu 50 de ani de a evita adevărul în versuri, în liricism. Noi ne-am obișnuit să scriem niște versuri că ce țară frumoasă, ce totul e așa, barabam, barabam, barabam. Iubirea mea, ce aveai voie? După Revoluție s-au întâmplat două lucruri în România. Ba, unii care au rămas pe cala podul respectiv, că le era simplu, că așa au învățat cum se face, ba, cei care au descoperit brusc libertatea asta de limba și au început cu toate înjurăturile și toate porcările și pe toate hip-hopurile și așa mai departe. Eu nu am structura interioară să-mi fac o carieră pe înjurături și atunci mi-a plăcut poezia și am încercat să merg pe linia asta. Dar asta vreau să spun, că oamenii, ascultătorii din țările fostului bloc comunist sunt mult mai toleranți când vine vorba de versuri. Dacă e o melodie plăcută, chiar dacă versurile nu spun cine știe ce, e ok. În America nu este așa. America are o cultură de zeci și zeci și zeci de ani de a răscoli adevărul, adică de a veni cu ceva, cu adevărul tău, care să mai mă dea o dată peste cap și să mai mă dea o dată peste cap. Și când era ceva de nefăcut, începând cu Elvis, care n-avea voie să-și filmeze picioarele sau să facă nu știu ce, terminând cu Temir, ce se întâmplă acum, cu Marilyn Manson, cu trap, cu rap, cu ce vrei tu, la ei libertatea de expresie de mult timp, încât ei au un simț al adevărului foarte pronunțat. În momentul în care se suie un artist pe scenă, publicul simte dacă el este autentic sau dacă se preface, joacă un rol. Lucru pe care noi în România nu-l simțeam. Și noi când ne-am suit pe scenă, asta este primul lucru care ni s-a zis. Băi, sunteți talentați, dar ce naiba e asta? Nu înțelegeau. Adică, de ce vă comportați așa? Pentru că este evident că sunteți falși. Și noi am zis, păi așa... Așa ați lucrat până acum, adică... Așa știm noi. Și a zis, nu e bine. Deci n-are cum să fie bine așa ceva. Deci voi vă raportați la niște valori pe care noi nu le mai avem de 20-30 de ani. Wow. Și încă ceva, cei care ne-au spus lucrurile astea pot fi puși în ramă. De ce? Pentru că Los Angeles este orașul unde, chiar dacă artistic te exprimi în adevăr, când vine vorba de relațiile interumane, nimeni nu spune nimic. A, ești actor? Ești cel mai grozav. Bravo. Nu-i doare gura să zică chestia asta. Tu ajungi să crezi și chiar dacă în sinea lor știu că n-ai șanse, așa e felul lor. Îți zâmbesc, salut, ești cel mai grozav. Ești muzician? Ești cel mai grozav. Foarte bine ai cântat și pleacă. Adevărul este când vezi că nu mai vine la concertul următor. Atunci te gândești, bă, ăsta nu i-a plăcut. Asertiv, dar, cumva îți răspund, frumos. Da, sunt, știi, în alte orașe în America nu e așa, îți spun mai în față, dar în Los Angeles, în show business-ul ăsta, ei n-au de unde să știe cine ești tu și ce ajungi. E o formă de autoprotecție, eu am învățat asta după ani de zi. Adică tu acum ești muzician sau ești actor și poate că, sigur, adică nu ai talent, nu o să reușești. Dar dacă ai talent pe business și ajungi directorul studioului peste 15 ani, și el când vine să dea probă, tu ți amintești că el te-a criticat și așa mai departe. El vrea să se protejeze, el nu știe cine ești tu, unde ajungi, dacă vreodată are nevoie de tine, nu are nevoie de tine. Și atunci există bullshit-ul ăsta, știi? Așa se numește, DLA bullshit. Și atunci nu trebuie să-l crezi, tu trebuie să te uiți la fapte. Și atunci, în momentul în care faci un album cu, nu știu, Bob Ezrin, care a produs The Wall sau Pink Floyd The Wall sau Alice Cooper sau Kiss sau 30 Seconds to Mars sau o grămadă de chestii, atunci știi
că ești ok, că ai talent. Dar până nu ai o confirmare de la profesioniști din domeniu, ăștia care vin și îți spun că nu știi ce să faci, sunt de neprețuit. Sunt absolut senzaționali, pentru că foarte rar ți se spune în față acolo ceva. A trebuit să ne facem altă formație. N-a mai fost Boschito, a fost Madam Hooligan. Viața mea a fost ca un vânt care bate-n proră. M-am mușcat de suflet mereu, floare carnivoră. Ai răbdare, copil al meu, inima îmi dezleagă. Și ai să vezi că eu m-am născut să te fac întreagă. Bravo, Alexandru, da. Leacă, pentru acest interviu, este extraordinar. L-am redescoperit Radu Almășan, pentru că noi toți îl cunoaștem de când a început el. Așa activitatea este. Lui ca interpret. Și uite prin câte a trecut ca să devină acolo unde a ajuns să fie cine este acum. Și mi-a plăcut acea frază, că discutam un pic, de că nu este structura mea interioară pentru să înjurături. Să fac un lucru sau să... Da. Da, adică cumva da. Și eu, uite, de exemplu, nu este în structura mea interioară să fac conținut pe Instagram, pentru că mulți zic că acolo e bană, acolo poți să faci bani, și dar dacă nu e pentru mine, ai zis așa. Tu. Au trecut aproape 2 ore de când am anunțat o oră, cred că. Nici măcar un urmăritor. De când am anunțat că aveam 780. Și cât sunt? Da, cu părere de rău, tot 780 au rămas. Da, putea cumva să... Speranța mare ultima natură, eu sunt sigură că până mâine dimineață se adaugă urmăritori. Da, da. 2, 3, poate că da. S-ar adăuga, dar nu 10.000. Nu 10.000, așa că cartea pe care am pregătit-o... A fost strategic să nu ofer carte. Da, cartea care o am pregătită va prinde încă ceva. Ok, dar nu anunțăm termenul limită, da, de okay. Concurs? Da, poate într-un an, 2, 3... 20, 30 de ani, poate atunci... Da. Sperăm cartea să nu se uzeze. În rest, așteptăm. Păi mai lansez una. Să mai scriu alte cărți. Da. Vor fi un set de cărți scrise de mine, o colecție de cărți, și cei care mă ajută să ajung la 10.000 primesc colecția după 20 de ani. Așa, uite că de la social media trecem la modă, și să știți că la săptămâna modei la New York tocmai a avut loc una dintre cele mai așteptate momente ale anului, parada creatorului Michael Kors. Da, este unul dintre mari prieteni ai vedetelor, așa că e imposibil de enumerat lunga lista invitaților faimoși, dar vă invităm să recunoașteți unele dintre celebrități și totodată să admirați tendințele vestimentare pentru sezonul estival viitor. Așa. Da, și eu, Alexandra, uite. Da, să știi că mi-au ajuns 10 secunde ca să mă îndrăgostesc de această colecție de nuanțe nude, cu sclipici, cu totul. Da, te-ai îndrăgostit. Da. Nu știu, mie mi s-a părut că te-ai potrivit și tu pentru defilare. Pentru defilarea, da, pe pentru podium. Pentru prezentarea acestei colecții, acestui mare design. Da, să știi că îl îndrăgesc foarte mult. Îți spuneam că produce unele dintre cele mai populare jeans din întreaga lume. Și deși are piese exclusiviste, dar foarte scumpe, are și colecții pentru așa, pentru oamenii care nu-i mai accesibile. Succes. Știi că deseori noi vrem să-l vedem pe idolul nostru, nu știu, că e vorba de interpret, că e vorba de un actor, știi? Dar să atingem succesul lui și tot timpul ce se vorbește despre el sau cumva are o tangență cu anumite lucruri și prin persoana lui, avem o senzație că trăim și noi ce trăiește și el. Da, să știi că el tot a început de undeva de jos, a început a crea haine așa într-o cameră mică, da. După care da, s-a dezvoltat. Așa că fiecare istorie de succes are un început. Da, și un sfârșit. Să fie tot glorios, pentru că într-un interviu Freddie Mercury zicea că a fost întrebat
întrebat, și unde acum te vezi, dacă tot ai ajuns în vârful muntelui? A zis, unde? În jos? Nu e nicăieri. Ne întoarcem de unde am pornit, da, cumva, exact. Da? Așa. Dar trebuie să te menții. Și prin vacanțe trebuie, într-adevăr, să ne menținem, să luăm pauze și să ne odihnim, să avem grijă de sănătatea noastră. Și de multe ori, cei care pleacă în vacanță sunt nevoiți să-și lase animalele de companie în grija unor dog sitters sau cat sitters. Așa, tu unde lași pisicuțele când plecați în vacanță? În calitate de cat sitters este mama. Anul ăsta a fost cumnatul meu, norocul că a venit la noi în vizită și motanul meu a avut o companie frumoasă. Să știi că există și hoteluri pentru animale la noi, da, în Republica Moldova, da, unde achiți o sumă de bani și acolo sunt îngrijiți, plimbați, hrăniți, se face de toate. Însănătoșiți, da. Piptănați, masați, așa că apelează. Dar pentru mulți dintre ei, pentru cei care pleacă în vacanță, a lăsa plantele nesupravegheate timp de 2 sau 3 săptămâni este foarte dificil. Un italian a inventat deja conceptul de plant sitter, are grijă de plante și oferă chiar și sfaturi de întreținere a lor. Enrico este un tânăr agronom din Bologna care și-a transformat pasiunea din copilărie într-o meserie și, pe timpul verii, devine un experimentat și apreciat plant sitter, adică îngrijitor de plante. Terasa și casa lui Enrico găzduiesc până la 350 de plante de la 50 de clienți. Fiecare plantă are propria etichetă și propriile nevoi. Piante che ho qui in pensione le tratto come le altre mie, quindi do fertilizzanti specifici, do prodotti specifici, do prodotti per la difesa che sono prodotti biologici e uso anche degli insetti predatori per mangiare i più comuni parassiti delle piante. Fiecare plantă are nevoie de o anume expunere la lumină, nutrienți, apă și toaletare. Se întâmplă adesea ca plantele să fie livrate într-o stare proastă, însă acestea sunt revitalizate înainte de a se întoarce spre casele de unde au venit. Una ragazza mi portò un basilico veramente veramente molto brutto. Allora le dissi: "Guarda, quando le vieni a riprendere non lo riconoscerai più". Allora dopo, quando ho fatto questa prova qui, quando è venuta a riprendere, ho detto va bene, ok, ora vai a prenderti il tuo basilico, le tue piante, non le ha riconosciute. În medie, clienții lui Enrico îi aduc în jur de 10 plante de care să aibă grijă, dar unii vin cu 40 sau chiar 50 de ghivece. Cererile au tot continuat să curgă, așa că anul acesta nu mai este loc în hotelul de 5 stele. Pentru anul viitor, tânărul trebuie să găsească mult mai mult loc. Hotel de 5 stele pentru plante. Da, tu stai în vacanță în hotel de 2-3 stele, dar planta să stea în 5 stele. Dar să știi că această afacere cred că avea succes și aici, în Republica Moldova, pentru că de fiecare dată când mergem în vacanță, lăsăm cheile de la apartament, de la casă. Te rog să-mi uzi florile, te rog să-mi uzi plantele, să le îngrijești, să le stropești, să le cureți. Și vecinul, stai că vecinul, după ce a văzut reportajul, ia stai să mai facem și un contract, pentru că sunt plant sitters. Da. Eu țin minte acel cadru din Leon, nu știu dacă ai văzut filmul cu Jean Reno, și avea el o plantă, personajul avea o plantă și a zis că planta este pentru el ceva deosebit, pentru că nu face multă gălăgie ca animalele. Ca omul sau ca animalele. El tace și îți creează multă bună dispoziție. Uite, noi vrem să tăcem un pic, câteva minute și revenim în ora 3. Da, stați aproape!